Bine v-am găsit în pisieria! Eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum puteți să măriți, să redimensionați partiția C în cazul în care nu mai aveți spațiu pe ea. Hmm. 1, 2, 3. Pentru tutorialul video de astăzi vom folosi MiniTool Partition Wizard 12, sunt o grămadă de alte programe care fac același lucru și procedurile sunt similare, doar că eu pe ăsta l-aveam instalat, așa că pe ăsta l-am folosit. Înainte, partiția mea de Windows, partiția C, avea 100 de giga. Acum are 156 și am mai mult spațiu liber, pentru că eram pe roșu cu partiția. Cum am făcut asta? Păi în primul și în primul rând vedeți că eu am patru discuri pe sistem, două SSD-uri și 2 HDD-uri. Și asta este important. Pentru că nu puteți lua spațiu de pe un alt disc, ci doar de pe discul pe care se află partiția C. În cazul meu o SSD de 500 de giga, să zicem așa. Cum am făcut asta? În primul și în primul rând mă duc pe partiția de pe care vreau să iau spațiu. Și eu vreau să iau din partiția D. Clic dreapta și aici avem foarte multe opțiuni, dar vom da click pe Move Resize. Și vedeți că avem aici niște slidere. Eu voi trage de sliderul ăsta de aici, și o să trag, nu știu, să zic, 21 de giga, nici nu contează. Uh, it's recommended to back up your data before moving or resizing the partition. Este bine să vă faceți un backup la date, pentru că dacă se întâmplă, se poate întâmpla să pice curent în timpul acestei operațiuni, să vă pierdeți datele. Sunt șanse teoretice, nu mi s-a întâmplat, dar sunt șanse teoretice și e bine să aveți un backup la datele importante. Clic pe OK și o să vedeți că a apărut un spațiu nealocat. Acum vreau să transfer acest spațiu alocat pe partiția C. Foarte, foarte simplu. Clic dreapta pe partiția C și apoi extend. Și de aici pot alege de unde să-mi iau spațiu. Pot să-mi iau spațiu de aici, pot să-mi iau spațiu de aici și bineînțeles pot să iau acest spațiu alocat și asta voi și face. Voi da click aici și voi selecta Unallocated și pot lua jumătate din spațiu, dar eu vreau să iau tot spațiul. Și apoi voi da click pe Ok, și în momentul de față vedeți că partiția mea ce a devenit 277 de, de giga, adică 156 plus acei 21 de giga nealocați și uh, partiția D a scăzut de la 300 și un pic pe la 286. Pentru a aplica modificările trebuie să apăsăm pe butonul Apply. Eu nu o să fac chestia asta acum și nu o să apăs pe butonul Apply pentru că eu deja mi-am extins partiția la cât am avut nevoie dar după ce veți apăsa butonul Apply, s-ar putea să vă ceară un restart și să facă chestia asta în pre-OS, adică înainte de a încărca sistemul de operare. La mine n-a fost nevoie, dar la voi s-ar putea să fie nevoie. Dați un restart, aveți răbdare, veți avea un progres pe ecran, nu dați restart pentru că s-ar putea, în teorie, să vă pierdeți datele și evident să nu le mai puteți recupera în cazuri excepționale. Deci cel mai bine lăsați calculatorul să-și facă treaba. Nu încercați să vă jucați cu alte programe în timpul ăsta, nu, nu puneți fișeri la download, nu vă jucați jocuri, ar fi bine nici să nu stați pe internet, lăsați calculatorul cu toate softurile închise și doar cu MiniTool Partition Wizard deschis și faceți-vă treaba cu el. Cam asta a fost, dacă v-a plăcut tutorialul nu uitați să dați un like, un share să-l vadă și alții și de ce nu un subscribe dacă sunteți noi. Eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria, la revedere!